așa cum se cuvine să facă viitorul rege din Camelot, am decis să vă arăt îndurare. Oh, mulțumim, mulțumim, fantasticimea voastră. Da, da. Ăsta e genul de om care sunt. Am decis să vă cruț viața. Oh, câtă compasiune, câtă bunătate. O ființă umană măreață, nu-i așa, Arthur? Presupun că da. Da, eu o să vă cruț viața. Dar balaurul vă va face felul. Ofin? Căs! Duceți-i pe acești doi ingrați în beci. Vor fi o gustare tare delicioasă. Considerați că ați pornit în aventură. Ce vrei să spui? Păi, cine știe? Balaurul v-ar putea mânca reci sau fripți la răsuflarea lui de foc. Confortabil? Distracție bună! Apropo, balaurul e de cealaltă parte a gratiilor. Asta înseamnă că atât timp cât balaurul